Zona de fiscalitate este o zonă care acoperă toate aspectele vieții noastre și bineînțeles că zona socială nu poate să facă excepție. În evenimentul pe care l-am avut astăzi, am încercat să punctăm în ce măsură mediul de afaceri poate să se implice în aceste domenii, în domeniul social, în ajutorul celor mai puțin norocoși din societate. Și în sensul ăsta, fiscalitatea românească oferă o serie de facilități. Nu o să intru în detalii cu acestea, pentru că ele sunt bine cunoscute, au fost popularizate. O să discut puțin doar despre aspectul legat de modul în care aceste facilități sunt utilizate, se întâlnesc în activitatea de zi cu zi a firmelor și ce bariere întâlnim în aplicarea lor. Practic, oamenii încă au nevoie de informare, încă au nevoie de lucruri, de a li se spune lucrurile pe care le au de făcut. Foarte mult se pierd în detaliile activității de zi cu zi și scapă din vedere imaginea de ansamblu. E foarte important ca atunci când aveți o afacere, dezvoltați o afacere și vă interesează și zona socială, să știți că legislația fiscală vă permite să ajutați aceste zone fără niciun cost practic din partea dumneavoastră. Aveți o reducere la impozitul pe profit, care un credit fiscal care poate fi folosit exact în această direcție. În măsura în care sunt probleme, în măsura în care aveți semne de întrebare, noi vă putem ajuta cu mare plăcere. Specialiștii Ernst & Young sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră și putem să vă oferim suport gratuit tocmai pentru a putea aplica așa cum trebuie aceste facilități fiscale și pentru a evita orice riscuri fiscale pe viitor.